Primarul Dominic Fritz, ambasadoarea SUA în România, lideri din domeniul medical și investitori au discutat despre viitorul domeniului medical în Timișoara. Ambasadoarea SUA a subliniat potențialul extraordinar al Timișoarei de a deveni un hub al inovației în domeniul medical. Excelența sa a evidențiat nivelul avansat de tehnologie din centrele de cercetare și dezvoltare medicală din regiune și a reiterat necesitatea parteneriatelor solide între lideri, profesioniști în sănătate și investitori pentru a crea un sistem de îngrijire modern și sustenabil care să răspundă nevoilor comunității. Primarul Dominic Fritz a reafirmat angajamentul administrației locale de a investi masiv în sănătate pentru a crește calitatea vieții în Timișoara. Un proiect strategic îl reprezintă noul spital municipal, primul spital din România care va fi construit în parteneriat public-privat. Prin investițiile și dotările cu echipamente medicale de ultimă generație, Timișoara devine din ce în ce mai atractivă ca destinație pentru turismul medical. Promovarea la nivel internațional, a subliniat primarul Dominic Fritz, este o prioritate pentru oraș și are deja loc prin proiectul Medical Hub Timișoara. Evenimentul Investiții în Sănătate în Timișoara, strategii colaborative în sectorul medical, a fost organizat de Camera de Comerț Americană în România, în parteneriat cu administrația locală. Viitorul domeniului medical și întărirea relațiilor economice au constituit temă de discuții și în cadrul unei întrevederi a primarului Dominic Fritz cu ambasadoarea SUA în România la sediul primăriei.